Olimpia Râmnicu Sărat trebuia să întâlnească ieri pe teren propriu colega de serie Sporting Liești într-o partidă de verificare a returului acestui sezon al Ligii a treia. Din cauza condițiilor meteorologice, meciul a fost anulat, dar galben-albaștri au perfectat un nou meci amical pentru acest weekend. Duminică, aceștia se vor deplasa la Galați, unde vor întâlni echipa de Liga a doua, Dacia Unirea Brăila. Partida va începe la prânz și se va disputa pe terenul sintetic al stadionului Siderurgistul. Aflat în căutarea primului 11 cu care va debuta în retur, antrenorul râmnicenilor, Marius Târâlă, are la dispoziție întreg lotul.